se pare ok ca modalitate de lucru ce ați făcut la filmul ăsta? Da, cu de mare. Deci aș repeta acest experiment începând din această clipă, după o zi de filmare, după o vizionare cu filmul, după Q&A, după interviul nostru. Da, aș repeta într-o atmosferă și o circumstanță sinonimă cu aceasta, respectiv cu oameni dedicați, implicați, echilibrați, inspirați și care și-au urmărit scopul cu fiecare moment al existenței noastre împreună. Da, mi-a creat o mare bucurie, o mare plăcere. Nu știu ce a ieșit. Dacă a ieșit lucru bun, înseamnă că și drumul a fost la fel de... sau nu, rezultatul a fost la fel de interesant ca drumul. Pun copertă și zic da, da, da. Premiul la Berlin, cronici laudative, aici... lume care aplaudă, concluzia e clară. Înseamnă că e un produs bine receptat și ne înscriem în ecuația aia fericită. Și drumul la fel de important ca rezultatul. Dar drumul a fost super. Este importantă și dilema aceea morală, dar acum vreau să consider că publicul trece peste particularitatea situației și se duce la funcțiunea majoră a prejudecăților și a taburilor noastre, pe care greu reușim într-un fel sau altul să le concertăm, nici măcar nu vrem să ne apropiem de ele. Uneori refuzăm gânduri tabu în forul nostru interior și nu îndrăznim să le lăsăm să funcționeze cu voce tare. Ori trebuie să facem asta pentru că prejudecata este într-un fel sau altul un obstacol de percepție a lumii și a celuilalt. Și cred că ar trebui părăsită, dar părăsită nu din pricina faptului că cineva spune lasă-ți prejudecățile tale, ci din pricina faptului că realizezi că acea prejudecată te pune în dezacord cu celălalt, cu lumea, inclusiv cu propria-ți persoană.